Ai atins deja un subiect foarte delicat. Da, pare că a fi one man show, poți să ajungi mult mai repede la obiective, mm -hmm. dar pe termen lung lucrul ăsta nu este absolut de săn deloc sănătos. Îmi place ideea asta când vezi în, oportuni în, în problemă, în obstacol, oportunitatea care o pregătit-o Dumnezeu. Se spune că liderii în general sunt cei care fac asta, că dacă te apuci să te plângi în criză, s-ar putea să nu fi fost liderul potrivit. Dacă și liderii se plâng atunci... Facem un cor de plângăreți, că nouă ne place ca român să știți să ne victimizăm. Era îngrădit să particip doar la niște slujbe publice. A trebuit să ne găsim modalități de dezvoltare și de formare, cele mai multe underground. Și asta nu a fost un factor motivant? Ba da, eu am simțit că lupt cu sistemul. Deci, din clasa întâia, foarte interesant, am avut acest sentiment că eu lupt cu sistemul. Cred că mereu și mereu noi trebuie să ne întoarcem la funcțiile bisericii. Pentru că unde văd eu că există așa o confuzie, e că noi ajungem să punem formele în care se manifestă funcțiile bisericii mai presus. Și considerăm că ele ar trebui să rămână nealterate, formele. Și bătăliile cele mai mari în biserici sunt pentru forme, nu pentru funcții, din păcate. Pentru că între timp ele au devenit din a fi relative, s-au transformat în absolut, absoluturi și ne batem pentru chestiuni care nu au, nu are rost și pierdem din vedere faptul că noi trebuie să ținem la împlinirea funcțiilor, funcția îmbracă haina culturală. Vă salut dragilor și vă spun bun venit la un nou podcast aici la Ecclesia Live. Bucuros să fim împreună și de data aceasta. Invitatul meu de astăzi este un deschizător de drumuri, l-aș Un om care a influențat în decursul anilor și continuă să influențeze generații la rând. Este pastor al Bisericii Emanuel din Galați, coordonator pro-leader, coordonatorul programului de studii avansate de instruire, Advanced Training Study și președintea Comunității Regionale de Constanța. Bun venit la Eclesia Life, pastor Mihai Dumitrașcu. Mulțumesc tare mult pentru invitația, apreciez lucrul ăsta. Ne bucurăm și noi că sunteți aici și apreciăm faptul că sunteți între oameni, pentru oameni și cumva am văzut că sunteți omul care motivează și încurajează, nu degeaba lucrați cu liderii și provocați liderii. Încerc cel puțin, eu ca personalitate totuși să știi că sunt orientat pe obiective, pe sarcini pentru împlinirea lor. Și secundar sunt orientați spre oameni, dar conștientizat fiind de nevoia asta, fac lucrurile nu pentru că în mod natural sunt îndreptat așa, ci pentru că știu sau înțeleg valoarea relațiilor. De fapt, nu pot să produci o influență, o schimbare, o motivare, cea la care ai făcut referire, fără ca lucrul ăsta să se întâmple într-un context relațional sănătos. Până la urmă, totdeauna echipa bate vedeta și uh, ajungi mult mai mult să împlinești sarcinile, uh, având o echipă puternică. A, ai atins deja un subiect foarte delicat. Da, uh, pare că a fi un man show, poți să ajungi mult mai repede la obiective. Uh -huh. Dar, pe termen lung, lucrul ăsta nu este absolut de săn deloc sănătos, pentru că așa după cum știi niciunul dintre noi nu avem toate darurile abilitățile care să ne poată pune în situația să îndeplinim cu succes toate sarcinile. Și dacă vrei să ai o lucrare de impact, soluția este să te, să te înconjori cu oamenii care te pot completa, care pot face ceea ce tu nu poți face bine. Da, foarte faină ideea asta de complementaritate în echipă. nu degeaba faceți parte din mișcarea Big Impact, dacă tot am omis-o în introducere. Da, spunând despre Big Impact, a avut o, o influență semnificativă asupra formării mele. A fost un context experiențial, inductiv, în care, interactiv, în care am lucrat, am creat împreună cu echipa de la vremea aia multe materiale care m-au ajutat foarte mult, uh, cred că în înțelegerea sau în dezvoltarea unei perspective biblice corecte cu privire la multe aspecte care țin de leadership. Mm -hmm. Între mentor, pastor și lider Cum v-ați descrie? Așa pentru cei care, nu știu, publicul care nu vă știe Noi suntem în zona asta de vest uh, Noastră lucrați mult în cealaltă zonă Galațului În partea cealaltă Spuneți-ne cine e de fapt uh, Mihai Dumitraș E greu de răspuns la întrebarea asta Cred că aș uh, prefera să spun alții pe unde sunt uh, Că să-mi pun eu în dreptul meu uh... Probabil că în relație cu anumite persoane și entități aș putea fi numit liderul lor. În relație cu anumite persoane, poate unii mi-ar spune că sunt mentorul lor. Mi-ar plăcea să se întâmple lucrul ăsta pentru că cel puțin după o vârstă ai vrea să investești semnificativ. Nu doar să faci activități de dragul activismului, ci mai degrabă să te asiguri cu oamenii aceia vor beneficia în urma relației cu tine. Da, prefer să-i las pe alții să definească care e rolul meu. Când vorbim de pastor, da, sunt pastorul Bisericii Emanuel, o biserică pe care am început-o acum aproape 25 de ani. Am început-o pentru că Dumnezeu mi-a dat această viziune într-un context diferit de al vostru. Pentru că aici, când începe o biserică nouă. Părerea mea este că ai șanse să găsești destul de ușor oameni care să se asocieze unei viziuni noi. Dinamice. Dacă e viziunea bună, zic eu, și dacă. Da, Corect. Viziunea și calitatea oamenilor, mm -hmm. că e foarte important lucrul ăsta. Ei, în zona noastră nu prea se transferă oamenii, pentru că nu prea au de unde să se transfere. Da, asta e o problemă. <laughs> nu este o problemă, pentru că este mai. Eu sunt fericit că nu am problema asta pe care o aveți okay. voi deși poate fi o binecuvântare într-un anumit fel, în sensul că poți porni cu oameni calitativi, formați, cu experimentați. Da. Pe când la noi trebuie să te duci și să o iei de la produsul, de la materia primă, da? care este omul care nu-l cunoaște pe Domnul și apoi să-l treci printr-un procesul până ajunge un om implicat. Da, fiecare om în zona lui, cu influența lui, așa că eu sunt încântat de ce se întâmplă acolo, cum mă aștept că și voi sunteți bucuroși de, face, de ce face Dumnezeu cu voi aici. Place ideea asta când vezi în, oportuni, în, în problemă, în obstacol, oportunitatea care a pregătit o pregătit-o Dumnezeu. Se spune că liderii în general sunt cei care fac asta, că dacă te apuci să te plângi în criză, s-ar putea să nu fi fost liderul potrivit. Dacă și liderii se plâng, atunci facem un cor de plângăreți că nouă ne place ca român să știți să ne victimizăm și să zicem soarta noastră ce grea e și dacă am fi fost născuți în altă parte ce bine ne prindea noi așa? Sau în alte timpuri sau... Exact. Sunteți un om care a prins și sistemul vechi și știu că ați copilărit într-o familie cu 10 copii tata pastor cum a fost copilăria dumneavoastră? Descrieți-ne așa puțin oh, da, am prins o perioadă bună în formarea mea în timpul regimului comunist. Am fost credincios în acea perioadă, am experimentat nașterea din nou în perioada aceea, ceea ce înseamnă că am simțit cumva presiunea sistemului, dar într-un fel ea a fost și motivatoare. Aveai sentimentul că lupți pentru cineva, pentru ceva, cu cineva, că nu trăiești degeaba. E mult mai relaxant dintr-un anumit punct de vedere acum. Dar nu este cea mai fericită situație să te naști și să crești în familia unui predicator, a unui pastor. Da, ai nenumărate binecuvântări. Haideți să începem cu binecuvântările. Cred că e cel mai potrivit. Da, e binecuvântarea că, cel puțin în cazul părinților mei, au fost oameni credincioși ceea ce au spus în casă, au trăit, au uh, aplicat. N-am văzut dualism în viața lor ceea ce pentru mine în formarea mea a însemnat foarte mult. Apoi am avut oportunitatea să întâlnesc cu oameni valoroși care au venit în casa noastră, alți pastori, lucrători care au trecut prin zonă și de cele mai multe ori mama mea, părinții mei au găzuit. Asta mi-a oferit posibilitatea să interacționez cu oameni de calitate încă de când am fost mic. Dar e aspectul ăla, ai grijă ce faci, că tai că tu predică. Ah, aia a fost partea care uh, nu mi-a plăcut. Uh, este o așteptare nerealistă, din punctul meu de vedere, din partea comunității, că cei care vin din familia pastorului trebuie să fie un fel de sfinți născuți, ceea ce nu-i deloc adevărat, pentru că se pui de Adam. Până la urmă, trebuie fiecare om să aibă procesul lui și dezvoltarea lui. Exact. Făcând aici o paranteză după ce, noi -am, după ce eu m-am căsătorit, eu m-am căsătorit după 89, da? Deci, cel puțin, nunta am făcut-o în afara regimului comunist. Soția mea e bistrițian, că ea vine dintr-o familie care n-a fost implicată în slujire, da? Imaginează-ți că atunci când copiii noștri, avem trei copii, când au fost așa spre adolescență, m-am trezit cu ceva care pe mine m-a surprins soția mea le spune copiilor mei, aveți grijă ce faceți pentru că tai că tu pastor. Nu-ți imaginezi ce a reactivat în mine, ce, ce reacție am avut și am spus, Wow, așa ceva te rog să nu mai spui niciodată copiilor mei. Era ceva care mi-am dat seama că pe mine mă deranjase, da? Dar nu v-a ajutat, că uneori barierele astea, boundaries așa, limitele care le punem, poate că îi ajută pe oameni, îi coordonează cumva. Nu sunt convins, da, dacă ele sunt așezate în dragoste, într-un mm -hmm. context relațional, asta va face diferența. Dar dacă sunt abordate într-un mod legalist, tu trebuie să faci sau să nu faci asta, pentru că taicul tu trebuie să predice pui o presiune foarte mare pe copil. Ei, eu mi-am dat seama că e posibil copiii mei să pățească, să pățească, să experimenteze cumva ceea ce mi se întâmplase mie și atunci am cerut în mod insistent soției mele să nu le mai spună niciodată copiilor mei așa ceva. Ei sunt pui de Adam, da? Și nou Dumnezeu ne-a dat sarcina să-i creștem și să creem contextele potrivite ca ei să se poată naște din nou, să-L cunoască personal pe Domnul. Nu pentru că tatăl lor este pastor, ci pentru că ei trebuie să aibă propria lor experiență, propria lor întâlnire cu Dumnezeu la vremea potrivită. Sunt încântat că sunt toți credincioși, implicați în slujire și sper eu că n-au rămas cu chestiunea asta, tai cu tâi, pastor, tu n-ai voie să... Deși au fost copii foarte faini în abordarea asta legalistă de care se pare că ați avut parte în copilărie, abordarea asta nu va a creat repulsie față de biserică? Că de obicei răzvrătirea e răspunsul la N-am știut genul multe ăsta. lucruri atunci, cât că e bine că nu le-am știut. Le-am știut sau le-am înțeles mai târziu, tot sistemul era unul foarte legalist. Și atunci era absolut normal, așa ți se spunea de la școală, așa zicea partidul, așa zicea tovarășul și ce mai conta dacă și în biserică ți se spunea același lucru, decât adică ți se părea că așa trebuie, dar experimentarea nașterii din nou, cunoașterea personală a Harului Dumnezeu este eliberator, când înțelegi dragostea lui Dumnezeu și faptul că El se pleacă spre noi și ne acceptă și nu-ți rămâne decât să răspunzi dragostei lui, nu pentru că dacă nu faci asta, sabia lui Damocles este deasupra capului tău ca să fii pedepsit. Eu cred că este o viață foarte frumoasă, diferită. Nu aș da viața trăită în har, în dragoste, pe viața legalistă, nu ai voie, nu atinge, nu gusta... o în un moment așa marcant din copilărie. De obicei, după, după o vreme, parcă ai anumite puncte în care te întorci, care per și care te motivează, să zici, atunci a fost momentul în care... Da, eu am fost tot timpul la biserică, deci am fost dus la biserică, da? Bine spus, dus la biserică, dar nu mi-a displăcut. Nu mi-amintesc să mă fi dus la, la întâlnirile adunării Că trebuie, că a fost o povară. Chiar dacă, totuși, în perioada adolescenței, Biserica nu răspundea așteptărilor și nevoilor mele, era o discrepanță majoră între abordarea pe care o întâlneam la școală și superficialitatea, lipsa de conținut pe care o întâlneam la uh, întâlnirile adunării. Oamenii nu au avut resurse. Eu, eu le găsesc circumstanțe atenuante. Nu au avut resurse. Contextul a fost de așa manieră. Nu de puține ori obișnuiesc să împărtășesc cu soția. Sper să nu vă sperie audiența dacă spun povestea asta. Că noi, în tinerețea noastră, am auzit atâtea prostei spuse la biserică, încât realizăm că numai harul lui Dumnezeu ne ține, ne-a ținut în biserică și asta suntem credincioși. Dar întorcându-mă la o experiență din, hai să zic, adolescența mea, cred că se întâmpla prin clasa 10 -a, a 9 a, a 10 -a, am luat un militar de la unitatea de la militară din Galas Creștin să favorizez venirea lui la slujbă, la biserica, la întâlnirea bisericii. Și l-am adus întâi acasă la noi. Ăsta era un tânăr născut din nou proaspăt, era în dragostea din tăi, ardea totul în el, vibra. Și am intrat în casa noastră și primul lucru pe care l-a făcut s-a plecat pe genunchi și cu pasiune a început să-i mulțumească lui Dumnezeu că în sfârșit se poate ruga. Da, eu copil de credincioși crescut în biserică, m-am plecat pe genunchi și mi a spus și eu poezia mea, că la vremea aia spuneam poezia așa, uh, retrospectiv așa văd eu lucrurile. Și mi-am terminat rugăciunea. Dar tânărul entuziast avea multe să-i spună Domnului și avea atâta pasiune în rugăciunea lui, încât eu mi-am luat cumva rugăciunea de la început ca să o termin fără ca el să finalizeze. Și odată în mintea mea a apărut întrebarea, oare tipul ăsta mai termină vreodată? <laughs> Dar Dumnezeu l-a folosit în viața mea pentru că eu am constatat că el venea cu ceva ce mie îmi lipsea, venea cu un conținut, el deja era implicat într-un grup mic, făcea navigatorii de atunci underground, siguranțele, trăirile, ucenicii în școala lui Isus. și deodată un tânăr care nu era foarte departe ca mine ca vârstă, oferea ceva care era articulat, care părea că răspunde nevoilor mele. Lucrul ăsta a favorizat, a creat un context potrivit ca eu să-mi pun întrebările potrivite și apoi să începem împreună cu el un grup de studiu, că așa îl numeam noi atunci, nu știam că e grup de ucenicie sau ce, era grup de studiu biblic, studiu biblic care lipsea cu desăvârșire în biserica în care eu creșcusem. Și deodată, după două lecții pe care el le-a ținut și a plecat, ne-am întrebat ce facem, mai continuăm? Păi hai să mergem mai departe. Mai târziu am descoperit că eu am devenit, fără să știu, liderul acelui grup, pentru că i-am mobilizat, am continuat. Minunea minunilor este că în timp ce eu am studiat Scriptura, în timp ce m-am rugat, am experimentat nașterea din nou. Pentru mine nașterea din nou este legată de studiul Scripturii, în acel context al rugăciunii, l-am cunoscut și al scripturilor, l-am cunoscut pe Dumnezeu ca pe Isus, ca Mântuitorul meu personal, nu ca cel despre care predica Tata sau alții. Și viața mea a fost total schimbată. Deci, undeva la 16-17 ani. Asta se întâmpla în ce... comunism, nu în anii 80. Și asta se întâmpla în perioada comunistă, da. Deci, probabil că era 70 și cât să spun, 8-9 mm. când se întâmpla poate chiar 80 dacă stau și mă gândesc, se întâmpla minunea asta în viața mea. Iar de atunci, în de Hristos și de revelația sa scrisă, continui să cred că este contextul cel mai potrivit pe, pentru ca cineva să ajungă să-L cunoască pe Domnul, adică grupul mic. Cum ați experimentat perioada de membru în biserică în zona aceea comunismului. Acum era undeva în sfârșitul lui, dar ați prins și o perioadă Grea. de amploare. Grea a fost. Erau foarte multe constrângeri. Faptul că eu trebuia să fac parte dintr-un grup care se întâlnea în secret despre care nu trebuia să știe nici pastorul bisericii pentru că nu știai ce urmează să se întâmple. Cred că spune ceva. Faptul că nu aveai voie să, să ai o lucrare de tineret sau cel puțin în zona noastră, așa s-au manifestat. Era îngrădit să participi doar la niște slujbe publice. A trebuit să ne găsim modalități de dezvoltare și de formare, cele mai multe underground. Și ăsta nu a fost un factor motivant? Ba da, eu am simțit că lupt cu sistemul. Deci, din clasa întâia, foarte interesant, am avut acest sentiment că eu lupt cu sistemul. Pentru că, deodată, eu și vreo câțiva colegi eram singuri credincioși din clasă. Și învățătoarea și apoi profesorii pe care i-am avut au ținut să ne convingă că materialismul dialectic, științific și istoric este cel care ne dă dovezi suficiente că Dumnezeu nu există și că numai oamenii așa în vârstă și cei mai puțin educați se duc la biserică. Și eu cumva am simțit că fac parte din, dintre cei condamnați cumva și a trebuit să-mi asum că eu lupt împotriva sistemului. E, a fost foarte interesant. Îmi imaginam așa dacă învățătoarea mea, Coman Magdalena, da, ar avea posibilitatea să audă Evanghelia. Eram copil, da? Mă gândeam dacă ar auzi o voce din cer care ar spune Magdalena. Dumnezeu există, Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrut eu să fiu trâmbița, aia, dar nu știam să articulez nimic. Da, am simțit tensiunea asta și lupta asta în permanență și a avut farme cu ei. Cred că asta ar fi uh, o motivație pentru cei care ne ascultă. Eu am o experiență, dacă foarte dramatică pentru mine din acea perioadă. Eram singurul militar în toată unitatea credincios Unitate de la care erau toți studenții de la Universitatea din Galați. Și presiunea exercitată asupra mea a fost uriașă. A fost momentul în care a trebuit, ca ceea ce credeam eu, să împărtășesc cu colegii mei și mai ales cu ofițerii care erau, unii dintre ei cel puțin, instruiți pentru a lupta cu ideile retrograde, cum le numeau ei atunci, eu făcând parte din acea categorie. Dar înainte de a vorbi despre asta, trebuie să remarc faptul că într-o duminică dimineață tatăl meu a găsit în cutia poștală câteva cărți creștine. Atunci avea o carte creștină, era un uh, lucru periculos, da? Printre cele patru cărți, două erau scrise de Alex Popovici și totuși Biblia este adevărată, Sper că nu i-am greșit titlul și totuși Dumnezeu există. Valentin Popovic? Nu, nu a. Alex Popovic. Cred că-s frați sau verișor a, sau ceva. Okay. Da, el este un pastor baptist. A fost un pastor baptist în Statele Unite care a scris ținând cont de problematica cu care se confruntă tinerii din România. Îți dai seama că la 17 ani, 18 ani am citit cărțile la pe neră suflate pentru că nu aveam resurse. Și deodată wow, am putut să mi-articulez credința mea dintr-o uh, perspectivă diferită, nu doar experiențială. De data asta era o, argum era o argumentare a existenței lui Dumnezeu și a faptului că Biblia poate fi dovedită că este adevărată. Ei, cu astea în minte, sunt în armată acum, da? Totul este relativ ok până la una dintre lecțiile de învățământ politico-ideologic. Probabil că limbajul ăsta pentru tine... De foarte străin sau pentru adică tineri. Ce se întâmpla atunci? Care era ideea? Care Comuniștii era... vreau să se asigure că noi vom înțelege și vom ajunge la convingerea că nu există sub soare altceva mai bun decât comunismul. Și atunci erau lecții speciale de învățământ politico-ideologic în care ni se inoculau aceste idei și lupta împotriva imperialismului american și a Ideologiilor idealiste, da? Pentru că noi, de fapt, eram cu, aveam o abordare a filozofiei materialiste, da? Ei bine, una dintre lecții a fost despre obscurantismul religios. Înțelegi limbajul pe care îl foloseau? Și după ce a avut loc prezentarea, ofițerul zice: E aici printre noi cineva, poate e creștin, poate e baptist, poate e adventist, poate e pentecostal. Eu eram singurul. Da? A fost un moment de ezitare. M-am gândit la cărțile pe care le-am citit, că acum poate aș reuși să articulez ceva din credința mea și m-am ridicat în picioare. Și zic, eu sunt credincios pentecostal. Asta ce nu se poate? Aici sunt studenți, tu n-ai cum să fii credincios. Da, da, da. Eu cred în Dumnezeu. Păi ce, da, l-ai văzut vreodată? Știi, era, aceasta era una dintre primele întrebări pe care le primeai. Abordarea în perioada. asta. Așa... Da. Simplistă, de altfel, aș zice eu care. acum. Dar zic, dumneavoastră, ați văzut vreodată undele electromagnetice din camera asta? Că sunt foarte multe. Ne trebuie un aparat de radio și le punem în evidență. Nu le-am văzut. Și credeți în ele? Da. Păi sunteți un credincios în lucruri pe care nu le vedeți. Deși credeți că sunteți ateu. Exact cum dumneavoastră credeți în ceva ce nu vedeți, același lucru se întâmplă cu mine. Și eu cred în ceva ce, ce nu văd, dar credința este cea care mă leagă de existența lui Dumnezeu. Imaginează că. Asta se întâmpla în fața studenților? Da, în fața colegilor din armată. Imaginează ce discuții a terminat hmm. chestiunea asta. La un moment dat, colegii au început să adreseze întrebări. Uh, unul s-a ridicat și a spus domnilor, vă rog, uh, domnule, tovarășe, că ăsta era limbajul, vă rog să încheiască în vorbirea. Mă rog, era fiul unui. Comunist de seamă, da? Încheiați această convorbire pentru că oamenii ăștia se întâlnesc, zicem, în fiecare zi și învață numai cum să vă răspundă întrebărilor dumneavoastră. Deci, oricum, nu-l prindeți altfel. Era fals cu totul. Eu mi-aș fi dorit să fi fost într-o într grupă de apologetică creștină în care chiar să fi învățat lucrurile astea. Mă rog, s-a încheiat întâlnirea, a urmat raportarea la forurile superioare că există cineva între noi credincios. Wow. <laughs> Și de acolo a început o aventură întreagă. Urmat o, adu o altă adunare generală, eu eram uh, Utecist. Și ce înseamnă Utecist? Uh, Uniunea Tineretului Comunist. Ah, te precep. <laughs> da, oricine învăța un pic mai bine, automat intra fără să-l întrebe de crezul lui în ceea ce tot partidul dorea, da, ca toți tinerii să fie înrolați acolo. Și eu eram Utecist s-a făcut o adunare generală UTC pentru a se discuta cazul cuiva care cum poate fi utecist care presupunea să fie ateu se bat cap în cap. și să crezi în Dumnezeu și atunci s-a pus problema excluderii mele din UTC argumentele care au fost aduse au fost foarte false că suntem împotriva culturii că spre exemplu noi suntem împotriva donării sângelui dar știi ce a fost interesant? cu trei zile înainte eu am donat sânge pentru a fost o campanie în, în unitatea noastră militară și m-am oferit voluntar și s-au ridicat colegii mei și au spus dar ăsta e un argument fals, Dumitrașcu e cu noi, el a fost cu noi și a donat sânge săptămâna trecută a, zice ăștia sunt potriva educației da, da, zice ăsta citește cărți la bibliotecă la un moment dat zice cine nu este cu noi este împotriva partidului <laughs> Argumentare argumentul suprem totalitar, știi, ești cu mine sau împotriva mea m-au scos pe mine din unitate, din întâlnire, ca să le aducă ceva argumente, habar n-am ce, și ca în final să voteze în unanimitate excluderea mea din UTC. Ok. Asta a dus la raportarea mea la comandantul unității militare și la înloc... era, era, o persoană se numea înlocțuitorul comandantului. Asta era cu aspectele partidului, din câte eu mi-amintesc, politice, mm -hmm. da? Și ăsta mai invită, colonel, mă invită la el în birou. Na, mai fac aici o paranteză. Când a început toată lupta asta, eu aveam un nou testament pe care îl, țineam tot timpul în hainele mele aici, mic de tot. Mi-l citeam în toaletă și condițiile erau groaznice, dar acolo îmi se făceam timpul de părtășie în fiecare dimineață. Deschideam acel nou testament, citeam puțin din el, îmi o rugăciune tăcută și intram în activități. Și teama mea a fost acum că voi fi căutat îmi vor face o verificare a tuturor hainelor și ce am eu pe acolo și o să-mi găsească în Nou Testamentul și voi fi în probleme. Așa că mi-am sunat tata și am spus vino la Mangalia, te rog frumos, că a început un război, război spiritual cu mine și adăm -mi cartea lui Petru Popovici Petru, nu Alex, uite că am încurcat. Aia mi părut și nu știam de Alex, da? Dar, da ok, da, el da. nu Cred că m-a influențat colegul tău, Alex, da? Că toată lumea e Alex aici. Alex, în medie, aici, la Butane. Da. Petru Popovici, ăsta e autorul, da? Adam și totuși Dumnezeu există. Vroiam să-mi prospătez memoria pentru că aproape zilnic eram în discuție acum despre crezul meu am făcut schimbul, i-am dat Noul Testament și am luat broșura aia pe care o țineam acum în buzunarul pantalonului. Na, imaginează-ți, intru la colonelul ăsta în birou și el zice, a, noi știm că voi sunteți băieți buni, știi, tipul ăla de abordare așa, să-ți lași garda Era jos, da? Periere. Noi știm ce se întâmplă în bisericile voastre. Noi, șt... și probabil că știa, știa ce spune. <laughs> Noi știm că voi acolo tineri învățați instrumente, cântați, sunteți băieți buni, tra -la, la dar tu ai vreo Biblie la tine. Știi după ce? <laughs> nu, n-am. Uh, dar știi că dacă eu caut și găsesc, tu poți fi în pericol. O Biblie, un nou testament. Eram foarte fericit că pot răspunde cu toată inima. N-am. Eu eram cu broșura în buzunar. Da? Tocmai s-a făcut schimbul. Exact. Uh, dar zice, dacă ai ceva, poți să-mi dai și tu la sfârșitul armatei vii și eu îți dau cartea respectivă. Deci din nou o capcană. Mm. Ok, ai vreo carte creștină la tine? Eu eram cu broșura în buzunar. Răspunsul meu a fost, nu am nicio carte. Raționamentul meu a fost, am o broșură. <laughs> da, întrebările au fost insistente, cu momente de relaxare. M-a invitat dacă vreau să beau un ceai, o cafea. Eu nu cred că băusem cafea în viața mea până la acea vreme. Bineînțeles că n-am știut cum să reacționez și am refuzat. Asta făcea parte dintr-o. Manipulare. Pregătire psihologică, știi, să-ți lași garda cât mai jos ca să spui cât mai multe, da? Corect. Mă rog, în ceri din urmă am cedat psihologic și am spus că am, am o broșură. Păi zice, unde? E la mine în buzunar. I-am dat-o. I-am dat cartea lui Petru Popovici, acestui colonel. Păi, imaginează-ți ce s-a întâmplat în spate. Eu după aceea am înțeles lucrul ăsta. A fost un raport făcut la CEIST. Știi ce e Asta chiar nu mai știu. Uh, Ofițerul de contrainformație, securistul unității. Oh. Da? Și m-a invitat securistul unității la el în birou. A fost așa o discuție super relaxantă, cel puțin pe locuri. Așezat pe o canapea, ce faci, discuții libere, și apoi am, bineînțeles, că am ajuns la crezul nostru, da? Cum e posibil, zice el, un student să creadă în Dumnezeu? Păi, de ce n-ar fi posibil? Păi, cum e posibil să crezi într-o Biblie care e plină de greșeli? Zic, puteți să-mi dați un exemplu. Păi, zice, gândește-te la noi, la potop. Da? Știi, când ești tânăr, poți fi inteligent, dar nu foarte înțelept. Și. <laughs> dar cred că a fost și inspirația Duhului Sfânt. A fost o combinație, da? Zic acum aveam toate cele două cărți citite de Petru Popovici. Acum nu erau alea, nu știu cât de argumentate, dar pentru vremurile alea am semnau ceva. Și spun așa, domnule, tovarășe, da, că am uitat limbajul la de lemn, da? Îmi pare rău că trăiți în secolul 20 și nu sunteți la curent cu descoperirile științifice, arheologice. Dați-mi voie să vă argumentez din punct de vedere biblic, istoric, geografic, arheologic. Cum au fost lucrurile cu Potopul și cu arca lui Noe. Asta a stat așa, s-a uitat și a zis: Hmm. Tu o să ajungi predicator. A fost primul care a prorocit despre mine că eu voi fi predicator, un securist. Nimeni nu mi-a spus asta până atunci. Dar zice, ești, ești suficient de naiv să crezi toate astea. Povestea e lungă, a durat întâlnirea, după care eu zice, uite ieșim în curte, eu am jucat fotbal, mi-am pierdut cheia de la apartament, tu te rogi la Dumnezeul în care zici că crezi, el îți arată unde este cheia și îmi demonstrezi că Dumnezeu există. Aveam 19 ani, 19 ani Fuh, neîmpliniți, am simțit că îmi iese inima din piept, O a ieșit afară, am avut niște emoții îngrozitoare. A zis: Ce fac eu acum? Și mi-am gândit că am răspuns ceva de genul: Știți, Dumnezeu poate răspunde rugăciunilor, dar nu se lasă ispitit. Și am pornit spre terenul de fotbal. Când am ajuns la marginea terenului, un militar în termen a venit în, la noi și a spus: tovarășe, și capitan, am găsit cheia asta, cred că v-ați pierdut-o. Și în fața mea a dat-o securistului, ofițerului de contrainformații. Stă s-a uitat la mine și a zis, ești un tip norocos. Hai să încercăm altceva. Venim într-o altă zi, eu ascund cheia, tu te rogi la Dumnezeu tău și se arată unde e cheia. Mă rog, m-a deranjat foarte mult întrebarea și abordarea asta lui. nu mai țin minte detaliile, care au mai avut loc, dar imediat după aceea ne-am despărțit. El a trebuit la rândul lui să facă un raport la comandamentul Marinei cu privire la mine. Deduc asta din următorul incident la care o să fac referire. Penultima zi de armată, examen. Noi trebuia să devenim ofițeri în rezervă. Uh, Începe așa o examinare pesărite, mi s-a părut foarte ciudată. Și la un moment dat intră o echipă în civil și toți ofițerii superiori se ridică în picioare. Și unul dintre cei care au intrat acolo preia examinarea. Și cu cine începe? Dumitrașcu, ridică în picioare. Da, eu am fost convins că e vorba de examinare cu privire la cunoștințele tehnice, da, pentru care ai făcut în ceva cursuri. Deodată îmi zice, știi legea numărul Habar n-aveam de lege cu numărul, dar nu era la drept. Este legea care reglementează religia în România. Ups! Și de acolo a început un dialog foarte neprincipial. Trebuie să recunosc că tipul era foarte pregătit, abil, inteligent. Nu știu cine a fost nici astăzi, pot bănui, pot să-mi dau cu părerea. Și tipul a început un dialog cu mine în care a fost acel tip de bullying uh -huh. intelectual, psihologic, da? Spre exemplu, în ce parte din Biblie crezi? În vechiul sau în nou? Păi și în vechiul și nou. Nu poți pentru că ele se contrazic. În ce, da, așa, interrogatoriu. În ce Evanghelie crezi? Cum adică, în toate. Nu poți. Evangheliile se contrazic una pe cealaltă. Dați-mi un exemplu, zic eu. Păi în Evanghelia după Matei, Iisus e prins în Grădina Getsemane. în Evanghelia după Luca e prins la râu Iordan. O zic că e fals lucrul ăsta. Nu, nu vreau să mai continui dialogul ăsta așa, pentru că dumneavoastră spuneți lucruri neadevărate. Dați-mi o Biblie și dumneavoastră o Biblie și haideți să argumentăm cu Biblia. Îți imaginez furia care a strânit-o. Ai de capul meu! Eu care am scris articole împotriva lui Dumnezeu, tu nici nu știi cu cine vorbești, te trezești tu, te trimit eu pe tine să faci armata întreagă. Asta e norocul tău că ești la sfârșitul armatei sunteți niște inculți, jigniri. Păi de ce sunt incult? Pentru că nu citiți cărți. Păi vreți să vă spun ce cărți am citit în armată și am început să-i fac o listă. A, zice, ți-a dat pastorul tău listă cu cărți, ce ai voie să citești, ce n-ai voie să Nu mi-a dat nimeni. Păi vă știu eu, zice. Voi, pentecostali, zice, vă strângeți acolo undeva să vă rugați și vine câte un pastor dintre la care țipă la voi și stârnește atâta emoții, și la strigă, aleluia, și vorbiți în alte limbi. Ce credeți că voi nu știu, eu nu știu ce se întâmplă cu voi? Mă rog, jignire după jignire, după un timp îndelungat. Zic eu îndelungat, e ca povestea aia. Ce înseamnă două minute, știi? Depinde în ce context ești. Dacă e ești o plită încinsă, e veșnicie. Dacă ești cu o fată de care ești îndrăgostit, de bea au trecut, nici nu ai apucat să... Dar pentru mine a fost plita încinsă, da? Și eu zic că au fost o oră, două, habar n-am cât a fost dialogul respectiv. Ultima întrebare. Tu mai crezi în Dumnezeu? Da. A venit... Aduna, întâlnirea s-a terminat, a venit un ofițer inferior la mine și zice de ce n-ai spus ce vrea să audă tipul ăsta? Tu nu știi cine e ăsta? Da, zic, habar n-am cine este. Bine, nici el nu mi-a spus cine-i, dar cumva plana acea frică mm. permanentă. Mă rog, întâlnirea s-a terminat, mă duc acasă, două săptămâni mai târziu, ziarul scânteia. Știi ce e, cine e ăsta? Ziarul comunist care da. promulva organul de presă exact. al... central al Partidului Comunist. Deci eu când por dialogul ăsta, știi, am așa niște flash-uri din trecut care produc în mine tot felul de, de reacții care trebuie să fiu atent să le controlez, da? Citesc, sunteți un luptător constată. Da? <laughs> citesc ziarul Scânteia. Obișnuiam să-l citesc, că nu prea aveam alte ziare. Am și eu idei ce se întâmplă sub soare, exact. când ne spuneau comuniștii. Și... În mijlocul ziarului, un articol cu liderul Bisericii noastre, care îi condamnă pe cei care se strâng la rugăciune și care se strâng să facă studii biblic în secret. Da, eu eram unul dintre cei care m-am născut din nou într-un grup mic în secret și m-am simțit împușcat. Ăsta, eu vin după câteva luni în care am luptat ideologic cu ateismul întrupat în oamenii respectivi și deodată mă simt trădat de liderul bisericii. Bine, eu nu știu dacă el a spus aia, dacă securiștii au pus în gura lui, nu, nu știu, da? Dar în mintea mea s-a produs ceva cu consecințe foarte mari. O ruptură. Da. Pentru că următoarele zile, când m-am dus să-mi țin timpul de părtășie, să mă rog să-mi citesc scriptura, am îngenunchiat și m-am trezit cu un dialog puternic în mintea mea. Cui te rogi? Este doar un perete în fața ta. Ați ajuns cumva să credeți că Dumnezeu nu mai există în momentul ăla? Am ajuns să am îndoiel semnificative. Mă duceam în fiecare zi și îmi timpul de părtășie, deși nu mai eram convins că Dumnezeu există. Acolo am ajuns. Cumva își, făceau, își făcea treaba picătura asta chinezească. Toate astea s-au răscolit în mine. -am, vezi, n-am avut susținere, și aici, din punct de vedere pastoral, este foarte important ca noi să creem contextele potrivite, să-i susținem pe oameni când trec prin situații delicate. N-am avut nicio susținere. Toată lumea era împotriva mea. Dar, în ciuda trăirilor mele interioare, eu mergeam la biserică, cântam în cor. Țin minte că mă uitam peste sală și spuneam aș fi în stare să dau oricâți bani să mă mai pot o singură dată ca voi, dar eu nu mai pot. Mă duceam acasă și îmi țineam timpul de părtășie în îndoielile mele. Nu intru în multe detalii, deși ar fi multe de spus. Am purtat această povară vreo câteva luni și într-o după amiază, încărcat de această povară pe care o duceam în sufletul meu, m-am dus în odaia, aveam noi o cameră acolo specială în casa noastră și nu știu cum s-a făcut că am fost singur. Greu să fii într-o casă cu 10 copii singur, nu-i așa? Am îngenunchiat. Eu tot, tot timpul ăsta mi-am făcut rugăciunile în genunchi. Rugăciunile omului plin de îndoieli. Și am zis, Doamne, de data asta am venit să spun articulat că nu mai cred în tine. Dar dacă tu nu existi, sunt foarte multe lucruri care n-au sens. Ok, dacă tu nu existi, cine m-a născut pe mine din nou? Cine mi-a dat acea viață nouă? Cine m-a eliberat de trecutul meu? Cine mi-a dat acea bucurie? Cine mi-a dat atâta rost în viață? Nu înțeleg. N-am răspuns la întrebarea asta. Dacă tu nu existi. Cine a vindecat-o pe sora mea Madi, care la 11 luni a căzut din pat și a fracturat piciorul, tocmai a început să se meargă. Mama a mers la medic, medicul i-a făcut radiografie, n-a avut tot ce i trebuia să-i pună piciorul în ghips, era într-o sâmbătă, i-a spus vii luni. Eu eram un copil de 11 ani, urcat pe mașina de cusut a părinților, când mama vine, deodată zic, nu va trebui să te mergi la medic, Dumnezeu va face o minune. Eu însumi m-am speriat, și am zis, cine mi-a dat mie dreptul să fac o asemenea afirmație? În seara aceea tata s-a dus la rugăciune la biserică, s-a rugat pentru sora mea și când a venit acasă, sora mea a alergat din zona unde era și l-a întâmpinat și l-a îmbrățișat pe tata. Eu îs pe genunchi, plin de el și spun, cine a vindecat-o? A fost radiografia unui medic, nu a fost bănuia la cuiva. Mama nu a mai fost niciodată cu el la medic de atunci. Și am zis, Doamne, ceva se întâmplă cu mine. Este diavolul care mă minte. Dar poate îndoielile astea vin pentru că eu, nu știu, trăiesc într-un mod nepotrivit, voi tale. Și am mărturisit lui Dumnezeu și ce am crezut că am făcut bine, numai din dorința de a fi sigur că mă pocăiesc de orice. A fost un moment în care am zis așa, Doamne, eu cred că Tu existi, dar Tu trebuie să faci ceva. Și Tu trebuie să faci ceva ca să-mi comunici în mod explicit că existi. Ei, mintea mea e foarte logică, așa a fost de la Dumnezeu darul și și pregătirea mea a făcut-o să fie logică. Dar ce urmează să spun nu prea are logică. Adică, în timp ce eu eram acolo pe genunchi și mă rugam, am avut sentimentul că aproape fizic s-a desfăcut acoperișul ca camerei, și a fost ceva care a coborât peste mine și care m-a umplut. La un moment dat am avut sentimentul că parcă respira altcineva în mine. Era, o, era ceva ce mă copleșea, ceva care rupea niște legături. Și eu mi-am terminat acel timp cântând un cânte care era foarte popular între tinerii, printre tinerii bisericii noastre, care spunea așa, ce multe sunt ce nu înțeleg, ce multe există ce nici nu știu, dar una știu și sunt sigur, Isus e viu, în mine e viu. Ăsta a fost un moment care a marcat victoria primei mele Crize majore. Dacă mă întorc la linia timpului și la faptul că prima perioadă de formare a noastră durează între 16 și 26 de ani, eu la 19 ani am avut această criză uriașă. Și mă întorc cu plăcere spre acel moment pentru a-i fi mulțumitor lui Dumnezeu că în toată experiența aceea, el de fapt mi-a dat harul ca eu să-l cunosc altfel. Și toată durerea mea și toată îndoiala mea și toată frământarea mea s-o transforme într-o unealtă pe care eu nu anticipam că el o va folosi în slujirea pe care el mi-a va da de a mă putea identifica cu oamenii care traversează la un moment dat momente grele. E ceva din prima mea criză semnificativă. Iată ce fain se leagă ideea de cunoaștere, că până la urmă noi oamenii avem nevoie în cunoașterea lui Dumnezeu nu doar de o cunoaștere teoretică, ci și de una empirică și cumva cred că asta se completează și avem nevoie de ambele. Da, aș mai zice aici, conducerea, dacă vorbim despre conducere, conducerea este autobiografică. Nu știi de ce conduc într-un fel sau altul, Până nu-mi cunoști istoria mea. Mm -hmm. Pentru că, până la urmă, povestea vieții noastre este scrisă de Dumnezeu. Corect. Noi credem că sunt incidentele produse de oameni, de alți factori. -și, amintește -și ce spune Iosif, fraților lui voi. E greșit. Vroiați să-mi faceți rău, dar altcineva conducea totul. Și el lua acel rău și îl transforma într-o binecuvântare pentru că urma ca din el să facă un mare lider cu care să influențeze lumea vremii. Cumva bătăliile astea biografice care le-ați dus și care le-ați câștigat traversând acele crize uh, au fost uh, liantul și ceea ce a construit în dumneavoastră. Sunt formative această Exact. Liderul da. care este astăzi și care ajută alți lideri. Uh... Poate e prea mult spus liderul de astăzi, dar îmi place să lucrez cu liderii, dar uh, cu siguranță a format, cu siguranță. Deci în, în procesul formării noastre ca lideri sunt mai mulți factori care contribuie. Pe de-o parte sunt oamenii, sunt mm -hmm. oameni care ne-au influențat. Vedeți, eu am, am spus câteva nume într-o mică de oameni, le-am spus numele sau am vorbit despre ei, oameni care m-au influențat, până și... Ce istu, nici nu știe ce rol a avut în viața mea, da? Până și tipul care a venit de la, cred eu, de la Comandamentul Central al Marinei Militare, că la Marina a făcut armata, nu știe ce rol a jucat în viața mea. Bă, la care a scris articolul în Scânteia, da? Deci, oameni care ne influențează în bine sau în rău. Poate cheia lui să reușim să transformăm experiențele negative ale vieții și să stoarcem partea bună din ele. Da, și când noi nu știm, o face Dumnezeu. Mm -hmm. Se nasc sau se fac lideri? Ah, și. Uh, și se nasc și se fac. Eu cred că este o chemare a lui Dumnezeu uh, și el are grijă să creeze creuzetul sau creuzetele câteodată uh -huh. în care să se formeze oamenii. Spuneam că liderul este format de oameni, oameni cu care interacționează, crize, am făcut referire la ea ele, evenimente pozitive, da, trăiri ale întâlnirii cu Domnul, un examen reușit și așa mai departe, timpul și apoi răspunsul nostru la toate acestea. Asta cumva împreună devin modul, cadrul formativ pentru, pentru, un lider. Când îți dai seama că ai în tine calități de lider, că am văzut oameni, îi remarci din afară, spui, ai putea fi un lider și el zice, nu cred că aș putea. E și o chestie de acceptare a omului respectiv. Uh, da, eu cred că am lucrat ca lider fără să știu că sunt lider foarte mulți ani. Spuneam de grupul ăla mic pe care m-am tăzit că îl conduc, dar n-am știut că îl conduc. Am um, fost uh, liderul de tineret în biserica unde tatăl meu era pastor, dar nimeni nu mi-a spus că sunt lider. Eu nici nu știam, probabil că există posibil să ai titlul de lider de tineret. Nu erați numit câștigaseți. Nu m-a nu mi-a spus acela. nimeni, nici eu nu știam că sunt lider, da? Aș zice că eu am fost pastorul de tineret al bisericii respective, dar nimeni nu mi-a spus asta. A fost natural. Se spune că liderul este acea persoană care în timp ce merge prin viață, alții încep să-l urmeze. Sunt cel puțin două, nu două, sunt câteva aspecte aici importante. Că ai spus, ok, când știi că ești lider, E bine să știi cât mai târziu asta, părerea mea. Că dacă ți se urcă la cap prea repede, cred că nu e sănătos. Dar ceea ce califică o persoană să fie lider este caracterul, în primul rând. Și asta presupune timp și uh, maturizare în timp. Caracterul nu e o chestiune care o să așa instant, dar ea se formează. Pentru că un lider trebuie să fie un om de încredere, care inspiră încredere. Ceea ce pe noi ne face să inspirăm pe alții este caracterul nostru. Pot să mă încred în tipul ăsta? Doi, da. spune -te Dacă am încredere și dacă îl cunosc. Da, timp, da sigur. Apoi, liderul are viziune. Merge spre ceva. Sunt lideri răi care te duc spre o viziune greșită, dar el e lider. Noi vorbim aici de lideri evlavioși care Corect. au o viziune care vine de la Dumnezeu și apoi au și acele abilități, în zestrări primite de la Dumnezeu, unele născute, altele primite de la Dumnezeu, care îl califică să poată ajunge acolo. Că sunt mulți visători în lumea noastră care cred că au viziuni, sau care cred că sunt lideri, dar nu sunt urmați de alții, sau sunt lideri poziționali. Nu i cea mai fericită poziție, soluție, să fii lider pozițional până la urmă trebuie să-ți să câștigi uh, această autoritate da, pentru că în momentul în care ai câștigat autoritatea, în momentul acela câștigi și influența Da. și ajuți să meargă cu adevărat oamenii a conduce înseamnă influența mă uh -huh. păi, gândeam să povestim puțin și despre mentorare, mi se pare că nu înțelege lumea așa, conceptul ăsta de mentorare sau e mai greu ai pentru unii ce înseamnă ideea asta de mentor? Oh, asta presupune, un leader și presupune, presupune Asta leadership presupune presupune discuție întreagă dar o să încerc o simplificare la maximum mentorul este persoana care este alături de tine în care tu poți să ai încredere care ți asigură sfatul de care ai nevoie care ți asigură susținerea de care ai nevoie și nu de puțin ori poate corectarea de care ai nevoie Există o carte care mi-a plăcut foarte mult. Oare cum îi spunea, este în engleză, 11 tipuri de relații de mentorare, ceva de genul ăsta. Apare 11, sigur. Și ideea autorului este următoarea: că un lider ar trebui să fie să o constelație de mentori. Adică ai mentor de la care primești, mentor este relația de mentorare este și cu cel căruia îi dăruiești. Ai mentori, colegi cu tine la dreapta și la stânga. Deci nu ai doar un singur mentor și un singur tip de mentor. Adică ai nevoie de un Pavel de la uh -huh. care primești, un Timotei căruia îi dăruiești, un Barnaba care te sprijină atunci când, trăpăș, când, depășești, când te găsești în situații dificile, un Nathan, profetul care spune tu ești omul acela, un etro un socr, un înțelept, care spune băiatule dacă nu te organizezi mori nu se face așa îți uh, amintești da, da. exod capitolul 18 da uh, și imaginează-ți că toată rețeaua asta rețeaua asta în ea ai diverse tipuri de oameni unii care sunt într o anumită poziție de autoritate care te influențează și cu care ai un tip de relație alții care sunt colegi la același nivel dar care au un ze de la Domnul diferite și alții în care investești. O relație de mentorare nu trebuie văzută că trebuie să dureze toată viața. Ea poate fi pentru o anumită perioadă din viață. Și ai nevoie de anumiți lideri în diversele perioade pe care le traversezi. Este un anumit tip de mentor de care ai nevoie când ești copil spiritual. Și vei avea nevoie de alți mentori când ești în miezul slujirii, unde te consumă slujirea, sau un altul care să te ajute să te pregătești, să zicem, pentru ultima etapă în care transfer tot ce ai slujit spre alții, ce ai făcut spre alții și te pregătești să lași în urmă moștenirea pe care, cumva, devine bogăția generației, generațiilor următoare. Există o carte scrisă de Howard Hendricks, tradusă în limba română, după cum fierul ascute fierul, cred că îi spune titlul, și una dintre ideile pe care eu le-am reținut de acolo, o carte foarte bună, o recomand, este dacă vrei să găsești mentori buni, nu te aștepta că ăștia n-au ce face și vin să te caute ei, caută-i tu pe ei. Și s-ar putea să realizezi că mentorii sunt foarte ocupați și atunci va trebui să folosești orice Fereastră de timp care apare la un moment dat pentru a interacționa cu ei, ca să poți beneficia de sfatul, înțelepciunea, susținerea lor. Foarte faină ideea asta și cred, cred în ea. Singura, mă gândeam la ideea asta, a zis-o că îi fain să avem mentor din mai multe zone. Nu există atunci pericolul uh, ca cel care în mijloc să fie cumva pus să aleagă și. Uh, să aibă sfaturi care să l rupă cumva, unul zice într-un fel, unul în altul. E foarte posibil lucrul ăsta, dar așa te maturizezi, dezvolți o gândire critică. Pentru că dacă ai o gândire așa, că primești fără să filtrezi nimic, nu știu dacă chiar ești lider, adică tu ești lider și prin faptul că îți dezvolți un filtru solid, serios, prin care informația și experiențele le primești, le procesezi, le întorci spre scriptură, le întorci spre contextul în care tu ești așezat, și ei acele, acele elemente care au un, un aspect formativ în ceea ce privește dezvoltarea ta. Credeți că ideea asta de mentorare e doar pentru zona de leadership, de biserică, de lideri sau de mă rog, multinaționale? În orice structură e nevoie de mentori? Sau se poate aplica la publicul larg? Adică fiecare creștin să zică, ok, cu ce mă ajută pe mine partea cu mentoratul? În primul rând se aplică liderilor, uh -huh. dar eu cred că fiecare credincios ar trebui să aibă un minim de relații care să presupună și dare de socoteală, și încurajare, și oameni de la care ei primesc un sfat potrivit. Cel mai trist, cred eu, este când un credincios, nu vorbim acum de lideri, trăiește în izolare. El este el și Domnul. Sună foarte spiritualist, dar nesănătos. Sfatul oamenilor înțelepți din jurul nostru ne pot ajuta să traversăm momente grele, să luăm decizii importante în viață. Deci sunt nivele diferite. Unii numesc discipleship, type of relationship, în faza să zic în care nu ești un lider. Ai nevoie de relații de ucenicie, ceea ce poate fi numit așa. Și unii împart, deci aia ai ucenicie, mentorarea este undeva la un alt nivel. Școli diferite de abordare până la urmă rezultatele contează terminologia trebuie să o accepti, să știi interlocutorul tău ce, ce terminologie folosește cum, cum credeți că ar trebui să iasă o persoană dintr-o relație de mentorare care a apărut poate contextual, nu știu, mă gândesc că majoritatea relațiilor vin contextual sau uh, pur și simplu dintr-o căutare exact Cum ar trebui să iasă dintr-o relație în care își dă seama că ceva s-a rupt sau nu mai are efectul mentorul care trebuie, adică ai nevoie de ceva mai, mai mult. Natural ar trebui să se întâmple. Lucrul ăsta. Noi nu trebuie să rămânem pentru o eternitate într-o relație, spuneam puțin mai devreme. Uh -huh. Pentru că s-ar putea să ne programăm plafonarea noastră dacă vrem să rămânem permanent. Deci, dacă urmărim o dezvoltare permanentă, va trebui să ne conectăm la surse de la care putem primi. Pentru că în perioada de ucenicie, să zic primară din viața noastră, ai avut nevoie de părintele la spiritual care te-a învățat cum să deschizi Biblia, cum să te rogi, cum să postești. Deci omul ăla a făcut pentru noi enorm. Dar peste 10 ani de la umblarea ta cu Domnul, nu mai vrei să rămâi doar la acel părinte spiritual care doar atât îți spune. Pentru că tu între timp te-ai dezvoltat, tu ai nevoie de Alte domenii pe care să le pui în valoare, unde ceva să se întâmple, și atunci ai nevoie de alte resurse. Deci, nu trebuie să se simtă absolut nimeni vinovat când încheie o relație de mentorare pentru a se muta spre alta sau spre altele. Deci, trebuie să fie o chestie organică, exact, normală și acceptată unanim. Sunt perioade în viață, etape, și trebuie să le fructificăm pe fiecare la maxim, să din ele. Mm -hmm. Corect mă gândeam că până la urmă și de asta de mentor și mentorare te ajută pe tine ca și lider să pui în aplicare abilitățile în biserică și să le folosești la maxim acolo. Acum, aș vrea un pic să nu scăpăm și ideea de biserică, să povestim un pic despre rolul liderului în biserică. Eu cred că biserica, unul din marile roluri, este să îl ducă pe Hristos într-o societate și în societatea în care ea este, într-un limbaj actual pe care societatea să îl înțeleagă. Credeți că poate Biserica face asta fără să-și piardă um, acea, nu știu, acea sfințenie, acea puritate? Pentru că ideea asta, băi, Biserica trebuie să fie separată de lume, dar în același timp în lume. În lume. Pe păi asta este una dintre tensiunile în care trebuie să trăiască Biserica în, permanentă, în permanență, și eu cred că atunci când nu mai este tensiune, ar trebui să ne facem griji foarte mari. Adică, dacă eu sunt în lume și sunt foarte acceptat de lume și totul este ok, și nu mai am nicio tensiune că fac lucrul ăsta, trebuie da? deci să-mi pun serioase semne de întrebare dacă eu mai sunt sare și lumină sau nu, uh -huh. cumva m-am identificat cu societatea fără să mai am nicio relevanță pentru ea. Sau dacă. Sunt în partea cealaltă, da? În care doar îmi păstrez identitatea mea și m-am izolat și nu mai trăiesc nicio tensiune, trebuie să mă întreb dacă îmi imples menirea. Deci, tensiunile nu sunt neapărat rele. Sunt chiar foarte bune, da? Dacă eu aș avea un creion acum între degetele mele, este o tensiune între ele. Absența tensiunii face creionul ăla să, să, nu mai, să fie inutil. Eu, mie mi se pare că cel mai important este să accepți niște tensiuni. Și apoi să le administrezi într-un mod sănătos. Pentru că, da, Biserica nu-și poate pierde și nu trebuie să-și piardă conținutul, puritatea, sfințenia mm -hmm. și câteodată relevanța ei într-o societate care se dezintegrează este determinată tocmai de faptul că este altfel. Da, oamenii văd că există o altfel de familie în societate. Dar dacă tu trăiești într-un limbaj arhaic, care este total diferit de modul în care societatea înțelege, îți rupi uh, căile de comunicare cu societatea. Nu mai poți să o influențezi. Vine o generație care nu înțelege ce cu biserica, ce, ce mesaj transmite și pur și simplu se îndepărtează de biserică. Ce poate face biserica atunci? Multe poate face și trebuie să facă și dacă nu face e foarte grav. Adică eu cred că o biserică care nu își pune aceste întrebări este sortită, nu știu, izolării. Ca să nu spun că în timp s-ar putea să, să sufere foarte mult, pentru că își pierde o generație. Eu cred că mereu și mereu noi trebuie să ne întoarcem la funcțiile Bisericii. Pentru că unde văd eu că există așa o confuzie, e că noi ajungem să punem formele în care se manifestă funcțiile Bisericii mai presus. Și considerăm că ele ar trebui să rămână nealterate, formele. Și bătăliile cele mai mari în biserici sunt pentru forme, nu pentru funcții, din păcate. Pentru că, între timp, ele au devenit din, din a fi relative, s-au transformat în absolut, absoluturi. Și ne batem pentru chestiuni care nu au, nu are rost, și pierdem din vedere faptul că noi trebuie să ținem la împlinirea funcțiilor. Funcția îmbracă haina culturală. Într-un funcțion... fel e biserica în România, în alt fel e biserica în India. Și, și într-un fel e biserica dintr-un cătun și altfel este biserica dintr-un oraș industrializat și alta este poate cea dintr-un centru universitar unde este o luptă a ideilor. Haina în ca... pe care o îmbracă form... funcția este culturală, este contextuală. Pavel zice, cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec. Asta nu înseamnă că el era un tip care nu știa cine este. O mișcare dintre asta nu știu care îl face să dovedească că el nu are direcție ci el știe foarte bine cine este în Hristos și ce trebuie să facă dar folosește acel limbaj acea adresabilitate ca să-i aducă pe toți la Hristos că eu dacă vreau să fiu relevant de dragul relevanței s-ar putea să nu mai fiu relevant da, până la urmă, scopul nostru, nu trebuie să-l uităm, scopul suprem, să-l dăm pe Hristos. Eh, problema este că Biserica construiește sau s-a format în timp, își formează un tipar de gândire și uh, l-am putea numi legalismul, până la urmă, că despre asta e vorba. Eu n-aș zice că tiparele de gândire înseamnă legalism. Aș, uh, legalismul trebuie să-l uh, legăm un pic de cum vrem să împlinim voia lui Dumnezeu dacă eu vreau să împlinesc legea lui Dumnezeu în fire, prin eforturile mele, asta mă duce la legalism, pentru că niciun om de sub soare nu poate împlini standardele lui Dumnezeu. Și ori de câte ori eu îmi fac un obiectiv din eu, trebuie să împlinesc legea. N-am voie să fac asta, n-am voie să fac asta, n-am voie să fac asta. Eu sunt un legalist. Eu văd, pe exemplu, în Roman 6 și 7, eliberarea de legalism, când ajungem în disperarea noastră după ce am încercat noi să împlinim legea lui Dumnezeu, să strigăm și aia e o rugăciune foarte duhovnicească, să știi, în care zici o, nenorocitul de mine, n-am nicio șansă, am încercat din răzbuteri, tot ce am făcut a fost să mă cu vinovăție, nu pot sau să mă umflu de mândrie, Doamne, cred că acum ar trebui să mă asculți pentru că, ei, când Rostesc rugăciunea asta și mă prăbușesc la picioarele lui Hristos și mă identific cu moartea Sa. Prin credința în Hristos, murind omul meu cel vechi, Hristos, prin Duhul Sfânt, vine să împlinească legea lui Dumnezeu. El care a spus: N-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Dar eu n-am nicio șansă să o împlinesc. Galateni, cred că e capitolul 3. Uh, este învederat nu? că cel neprihănit va trăi prin credință și dacă noi vrem să mai trăim prin faptele legii atunci degeaba a murit Hristos anulăm, deci legalismul anulează puterea crucii adică tu poți când mesajul este tu ar trebui tu poți, deja pui toată presiunea pe om vei, vei turna foarte multă vinovăție, el nu poate nici un om de subsoare nu poate împlini legea lui Dumnezeu. Dar este o lege a Duhului de viață care învinge legea păcatului și a morții. Și noi trebuie să ne asigurăm că suntem în această lege a Duhului de viață. Da, problema e că există biserici sau mă rog lideri care au transformat formele unei biserici de cândva într-o lege și atunci omul spiritual în viziunea unora este omul care respectă niște norme, norme care cândva erau valabile, funcționau și acum nu, nu mai fac atât de mult sens, a murit comunismul, s-au dus poveștile de atunci, ziceați că îi se părea normal să fie controlul respectiv în comunism, Acum trăim o altă, un alt sistem, o altă situație. Și atunci, de multe ori, asta face un deserviciu în a ajuta omul să se apropie de Dumnezeu. În cele mai multe cazuri, ca să nu spun de fiecare dată. Și atunci ar trebui să îi ajutăm pe oameni să... Cunoașterea scripturilor. O carte grea din Biblie este romani, dar în momentul în care reușești să înțelegi cartea romani, vei fi eliberat de efortul tău personal, și te vei odihni în Hristos care vine să împlinească legea lui Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să trăim la acel nivel. Dar care e sursa? Eu sau El care mă ajută să ajung acolo? Poate că ar fi fain să le dați un sfat celor care ne ascultă și au ajuns cumva, nu știu, monotoni în relația cu Dumnezeu, prinși, obosiți și îi se pare normal că ceea ce trăiesc uh, e în regulă, însă nu au acel belșug, acea viață din belșug. Uh, din când în când, dacă suntem cinstiți cu noi înșine, fiecare dintre noi ajungem în perioade de oboseală. Și nu de fiecare dată timpul ăla al tău cu Dumnezeu este vibrant, e plin de pasiune. Câteodată se ajunge și la rutină. Cu multe lucruri poți să le faci în rutină, și relația cu soția ta, și relația cu copiii care uh poate să intre astfel de faze. Ei, dar din când în când e important să ne oprim și să ne întoarcem la lucrurile de bază, la relația noastră cu Dumnezeu. Și aici disciplinele spirituale sunt cele care pot să ne ajute foarte mult. Dar vezi, și disciplinele spirituale poți să le faci din obligație. Și asta este iară o abordare legalistă. Uh, nu mi-am ținut timpul de părtășie, mă taie Dumnezeu. Nu mi-am citit Scriptura, nu mi-am ținut postul săptămâna asta. Nu, nu din cauza asta, e, eu mă duc pentru că îl iubesc pe Domnul și dragostea aia mă împinge să mă duc să petrec timp cu el. Dacă câteodată trebuie să o cultiv, întorcându-mă la exemplu familiei, exact cum întrețin relația uh, romantică cu partenerul meu, cu soția mea și asta înseamnă să creez cadre care să mă scoată din rutină. Așa le fac și sau într-un mod asemănător și în relația cu Dumnezeu. Creez contexte potrivite în care să mă întorc la dragostea din Tăi. Da, iată, motivația până la urmă face diferența, și e important să te întorci în punctul în care să să regăsești frumusețea lui Dumnezeu, că ea este întotdeauna acolo. Dar, mulțumesc mult, frate Pastor Mihai Dumitrașcu, că ați fost cu noi la podcastul ăsta. Mă gândeam așa un gând de încheiere, poate ceva ce vreți să transmiteți celor care au fost cu noi până la final. Sper că au mai fost cu noi până la final. Cu siguranță. <laughs> Dumnezeu când începe o lucrare în cineva el o duce până la bun sfârșit și chiar dacă pe parcursul vieții noastre de slujire vor fi și anumite obstacole să nu ne pierdem nici inima și nici focalizarea pentru că până la urmă Dumnezeu este cel care e în controlul tuturor lucrurilor și împreună lucrează spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Mulțumim frumos, apreciem. Dumnezeu să vă binecuvânteze lucrarea și toate domeniile în care sunteți implicat și de ce nu să vedem cât mai mulți oameni schimbați. Doamne ajută! A, și eu mulțumesc pentru invitație. Dragilor, ne bucurăm că ați rămas cu noi până la final. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sunt convins că podcastul acesta, discuția asta, liberă, sinceră și deschisă, este de folos vouă și prietenilor voștri, așa că provocarea mea pentru voi este să dați mai departe podcastul acesta un share, vizitați și paginile noastre de Facebook, de Instagram, unde găsiți mai multe detalii cu tot ceea ce facem noi aici. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze!